Ce faci, Rodu, astăzi, așa, în două vorbe? În două vorbe, am denumit preparatul de astăzi două anotimpuri. De fapt, sunt două tipuri de salată, pentru că vreau să fac trecerea foarte blândă și foarte lină de la vară la toamnă. Am primăvară o salată de toamnă cu cărniță de vițel, cu sfeclă roșie, cu hrean, gust intens, dar și o salată de vară cu care o combin cu salată verde, mere verzi pentru multă prospețime, un pic de șvaițăr, iar pentru o notă ușor de tot orientală am să adaug și niște susan ușor de tot copt și mult, mult pătrunjel. Cam atât deocamdată. A, Vlăduț, s-a apucat de treabă și încearcă să nu afumi. Mai bine să trecem la oile noastre, mai precis la salatele noastre. Astăzi, așa cum v-am promis puțin mai devreme, astăzi am să prepar două salate. Pentru prima salată, obligatoriu în apă clocotită, puțină țelină, un morcov și o ceapă, procedura la fel ca și la supă, adăugați niște pulpă de vițel care este roze și foarte, foarte fragedă. Asta înseamnă că va fierbe foarte repede. Supa însă nu o voi folosi pentru că va deveni o supă concentrată. După ce o răcesc, am să o las la frigider într-o sticlă și am să o folosesc ca și bază pentru orice sos de carne, înlocuind în felul acesta apa și dând unui altui preparat o savoare mai specială. Putem să facem asta și când facem o supă de pește, nu? Sau de pui? Sigur că da. Este un fond, este o bază pe care le putem folosi ulterior. Nu este obligatoriu atunci când fierbem carnea să facem și o supă cu găluște sau cu tăiță de casă. Aici rămâne la aprecierea fiecarei gospodine. După ce am carnea fiartă, o las să se răcească. Am și sfeclă roșie pe care am să mi este atât de dragă. Numai poți, este atât de sănătoasă. Îmi place și culoarea de la sfecla roșie, pe care am să o coc la cuptor timp de circa 40 de minute. O las și pe aceasta să se răcească. Totul am să tai în cubulețe foarte, foarte mici, astfel încât salata să fie foarte fină atunci când o savurăm. Mai adaug în salată un gogoșar, nu mai mult, foarte puțină, foarte puțină ceapă verde, iar hreanul este obligatoriu, o lingură sau două de hrean. Dacă doriți, ar merge și o lingură de maioneză, dar nu neapărat. O tulpină de țelină proaspătă, de asemenea tocată în cubulețe foarte, foarte mici. Toate acestea fiind spuse, obținem o salată delicioasă, pe care o să o combinăm ulterior cu o salată foarte proaspătă. Am deja la frigider salata verde pe care după ce am spălat-o foarte bine, am uscat-o în centrifugă. Ușor aleg întotdeauna mai multe tipuri de salate pe care am să le combin, de exemplu această salată verde cu șvaițăr. Se potrivește foarte bine cu susan, ușor de tot copt, dar și felii de măr, pentru că nu e așa, vreau ceva crocant și ușor acrișor și eu foarte proaspăt. La 11. Cum? Ce? La 11 fără 5 sunt aici. La 11 fără 5. Mă duc și vin înapoi. Te-o, ți-o trimitem o farfurie, că prea ai fața asta.